La sediul tribunalului Mehedinți a avut loc tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție pentru alegerile din 10 iunie. Este o hotărâre a Biroului Electoral Central prin care s-a hotărât că la desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, tragerea la sorți se face cu prioritate din lista magistraților, întâi pentru președinți, apoi pentru locțiitori. Doar doi magistrați și-au depus candidaturile pentru președinția Biroului Electoral Județean, un procuror, Cornelia Cârjeu, și un judecător, Sever Dumitrașcu. Alegerea s-a făcut prin tragere la sorți. Președintele Biroului Electoral Județean, numărul 2 de pe listă, este doamna procuror Cârjeu Cornelia. Deci doamna procuror Cârjeu Cornelia a fost desemnată ca președinte al Biroului Electoral de circumscripție județeană. Biroul electoral municipal a fost puțin mai atractiv pentru magistrați. Doi judecători și un procuror și-au depus candidaturile. Președinte al Biroului Electoral de circumscripție numărul 1, municipiul Drobeta, Târgu Severin, numărul 1 de pe lista mea, domnul judecător Georgescu Ovidiu. Locțiitorul președintelui Biroului Electoral Drobeta, Târgu Severin, desemnat tot prin tragere la sorți, este procurorul Ștefan Cercel. Alegerea președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție s-a făcut în prezența reprezentanților mass media și a reprezentanților partidelor politice. Alegerile locale vor avea loc pe 10 iunie.